am să încep cu o frază pe care o spuneam în facultate foarte des când ajungeam la ore. Hello, toată lumea! Astăzi vreau să ne relaxăm împreună și, cel mai important, să ne amuzăm. Pentru că, după cum puteți vedea și dumneavoastră, am adus aici o carte foarte dragă mie despre umor și, nu în ultimul rând, este un artefact literar, pentru că este o carte de la o ediție veche care nu se mai găsește. Este vorba despre, ca autor, de Anton Pavlovich Cehov, scriitor rus perioada clasică, a trăit doar 44 de ani, din 1860 până în 1904, majoritatea lucrărilor lui fiind la final de secol 19-1880 până la sfârșitul vieții sale. Aoleu, de unde să încep? În prima facultate, pe Cehov, eu l-am studiat ca dramaturg. Piesele sale de teatru fiind deseori jucate, montate, publicate, republicate, retipărite în întreaga lume, din America până în Rusia, de acolo de unde a venit. Dar aici nu vreau să vă vorbesc despre teatrul lui, sunt atâtea și atâtea eseuri și atâtea și atâtea scrieri despre teatrul lui, de la regizorul Stanislavski până în zilele noastre, sunt atâtea și atâtea documente despre teatrul lui Cehov și presupun că mulți dintre cei care vă uitați la acest videoclip deja știu câteva, dacă nu multe, detalii despre teatrul lui. Mie mi-a plăcut la teatrul lui Cehov când l-am studiat și când am și jucat la examenul de actorie. Nu mi-au plăcut piesele sale de teatru de lungă durată, ci comediile scurte. Este vorba de Ursul, Cererea în căsătorie, Tragedia fără voie, Eu jucând în Cererea în căsătorie, Lomov, unde consider eu că am fost făcut un foarte bun Lomov, am fost chiar foarte apreciat de către colegi și de către public. Chiar simt că acel rol mi s-a potrivit ca o mănușă și de atunci iubesc această latură umoristică a lui Cehov. Căci latura sa comică este în teatru, scrierile de teatru scurt, piesele într-un act și schițele umoristice. Ce să vă mai spun despre Cehov? Bineînțeles că vom lectura acuși, o să am să lecturez eu pentru dumneavoastră câteva mici detalii biografice și ceva din opera lui. Imediat ce vom analiza un pic volumul, să vă spun ce și cum a apărut. Poate îl găsiți și dumneavoastră dacă o să vă placă, deoarece asta este recomandarea literară a episodului 9. Da, pe ce să vă mai spun de Cehov? Nuvelele lui sunt, de asemenea, câteva dintre nuvele pe care eu le-am citit sunt într-adevăr comice. Știu că de vreo 2-3 m-am apucat, nu le-am terminat, dar am citit Salonul numărul 6 sau Pavilionul numărul 6, depinde de traducere. Eu v-aș recomanda-o pe cea cu Salonul numărul 6, deoarece este un pic mai modernă și mai accesibilă. Călugărul negru, Duelul sau Un duel, depinde cum e la fel de traduceri, Un roman cu un contrabas, iarăși o schiță care nu este în acest volum, dar este la acea editură de la Univers. De asemenea, toate schițele lui umoristice se mai găsesc în volumul de opere de la Cartea Românească, Cartea Rusă, alta era cu, am zis eu, Cartea Românească, era
Biblioteca școlară mai are un roman cu un contrabas, dar am impresia că traducerea de acolo nu este chiar foarte, foarte bună, că e un roman cu contrabas și nu prea mă sună mie bine acest. Deci nu cartea românească, editura Litera. Cred că de la Litera, colecția Biblioteca școlară sau ceva de genul ăsta, nu știu exact. E greu pentru iubitorii de literatură să adune opera Cehov, pentru că dacă ar fi de la, să o adune pe cea de la cartea rusă, ar trebui toate cele 12 volume, dacă nu mă înșel, cu tot cu volumul pe care îl mai am eu cu jurnale, amintiri, fragmente de memorii, corespondență, parcă, ce mai nu prea am citit la acel volum al 11-lea. Vă recomand de la cartea rusă volumul al 10-lea, care este opera dramatică completă, cu toate textele, traduceri chiar foarte bune, chiar dacă este din anii 60, parcă. Cred că voi face într-o zi un episod și pe teatrul lui Cehov, comediile scurte într-un act. Știu că în volumul 1 se găsește o schiță pe care eu am să vă prezint astăzi scurt, schițele umoristice fiind o pagină sau 2, 3 până în 5 pagini durează, deci se citește foarte ușor și chiar e foarte, foarte cult om când în scrierile sale. Chiar sunt foarte amuzante și au și acea doză de realitate, acea doză de umor negru, cea doză de hilar, ce mai vreți dumneavoastră, este un autor superb. Legat de acest gen schița, bineînțeles cunoașteți Arhii, cunoașteți Caragiale, Momente și schițe, Băieșu a mai scris schițe, Rebreanu a mai scris schițe, mai am, nu știu exact cum se pronunță numele autorului, Kalman. Are un autor, un ungar, cred în Ungaria sau Bulgaria, nu știu exact, trebuie să mă uit pe volum chiar să citesc, că de mult l-am, dar n-am apucat să-l citesc, dar știu că așa se intitulează, Povestea Cailor, nu știu cum, schițe și momente sau povestiri, deci are schițe. Da, asta este schița. Nu vă mai spun acum că se găsește pe internet cum este o schiță de scurtă durată, în proză, în care se îmbină povestirea cu dialogul, dar aici depinde. Ca și schița care este proză scurtă, în teatru există teatrul scurt, cum este Eugen Ionesco, Herondas, unul dintre primii creatori de teatru în Grecia Antică, care a scris momente și schițe și momente și de teatru scurt în greaca veche. Deci astea am dat două exemple pentru teatru. În poezie cred că este epigrama. Nu știu exact în poezie. Mă rog, sunt poeziile scurte sau lungi. Poezia e poezie, dar știu că este acest gen epigramă care e foarte scurtă și care tot așa are satiră, umor. Da. Cam asta e. Ce văd așa o introducere, nu cred că mai are sens. Așa că eu zic să dau un pic masa mai aproape. Să trecem la volumul în chestiune. Deci asta se numește Cehov, schițe umoristice, ghinion, care este și una dintre cele două povestiri pe care eu vreau să vă povestesc. Vreau să vă spun două, trei cuvințele, că v-am spus două, trei pagini, nici n-are rost să o stric. Așa. Da, este un artefact în biblioteca mea, după cum am spus, după cum vedeți, eu leac, trebuie să o mai repar eu cu un pic de scotch, că n-ai foarte veche. Pe pagina de gardă nu avem nimic. Absolut nimic, așa că trebuie să dăm pagina și vedem titlul Anton Cehov. Ghinion, schițe umoristice, traduse din rusește de R. Donici.
Editura Universul S.A. 1945, nu spune anul, dar cred că e din București. Asta este, nici n-are pe ultima pagină scris nimic. Ah, da, Universul S.A. București. Da, din 1945. Ca apoi să mai dăm o dată pagina și să vedem acest superb portret. Cred că este o pictură, da, după cum pare, un superb portret al autorului în tinerețe, după o fotografie din 1883. De asta este, cred că este o pictură. După care avem câteva chestii mici despre Anton Cehov. Anton Pavlovich Cehov s-a născut la 17 ianuarie 1860 la Taganrog, Rusia de Sud. În anul 1884 și-a luat doctoratul în medicină, însă cariera de medic nu-l mai ispitea. Încă din 1879, fiind student în anul întâi, se pasiona pentru literatură și începuse să publice prin ziare și reviste schițe umoristice, deci el chiar și cu asta a început, sub pseudonimul de Cehonte. Da, asta am uitat să vă mai spun important, că Cehov a fost de profesie medic, dar, cum spunea el, cred că într-una din jurnalele lui spune că mi-aș fi dorit să excelez mai mult în medicină decât în literatură, pentru că el ca medic se considera eșuat, deși a făcut și lucruri bune ca medic. A fost un mare familist, el scria pentru bani și de asta el scrie foarte stufos, pentru că el era plătit cumva pe pagină, nu știu exact cum era obiceiul atunci, cum se făcea taxarea sau habar nu am. A avut, nu mai știu câți copii au avut, dar a avut mulți copii, soția lui am impresia că dacă nu a fost parcă actriță, nici asta nu mai țin minte, dar a fost ca om un mare familist. Și chiar și acum caut, există un volum, nu-l prea găsesc pe internet să-l comand, se numește Despre scrierea literară, pentru că într-adevăr mi-am luat un moto din despre ce înseamnă să fii scriitor din el, care spune că el fiind creatorul teatrului realist psihologic, creatorul, unul dintre reprezentații teatrului realist psihologic, dar cel mai în vogă de pe atunci. El spunea așa, și asta e o chestie pe care și eu am luat-o în scrierile mele de proză. Cu atât ești mai obiectiv și mai rece, cu atât creezi în publicul cititor compasiunea mult mai caldă, mult mai mare. De asta e și el foarte, foarte obiectiv. El este chiar foarte obiectiv în scrierile sale, mai ales în proză. Bun, deci aici am rămas, ce mai spuneam, nu știu ce, se dau greu. Remarcat foarte curând, e invitat să colaboreze la cele mai de seamă publicații literare ale țării. Profesează și medicina, cu toate că literatura devenise îndeletnicirea lui de căpetenii. Cum am spus, el s-a considerat eșuat. În 1888 e distins cu premiul Pușkin al Academiei de Științe a Rusiei. În 1890 pleacă pe insula Sahalin și în Siberia spre a cunoaște de aproape viața coloniștilor și a ocnașilor de acolo. De acolo, dacă nu mă înșel, de pe insula Sahalin a plecat și boala lui la plământ, pentru că era foarte frig, el a stat acolo doar ca să vorbească cu oameni. Așa, a apărut în 1897 Țăranii și cu Pavilionul numărul 6. Piesele lui în special, aici e tradusă Grădina de Vișini, de Livada de Vișini, pentru că e traducere veche, mai ales de la reprezentarea lor pe scena Teatrului de Artă din Moscova, constituie pentru Cehov un triumf. Deci Livada de Vișini, ultima lui piesă în 1904, este considerat triumful lui literar și chiar într-adevăr este o piesă superbă, vă recomand și pe aceasta. În 1904, starea sănătății se înrăutățește, Cehov pleacă la stațiunea climatică din Baden-Baden, din Bavaria, unde moare după puțin timp. Rămășițele lui pământești au fost aduse în țară și înmormântate la Moscova. Deci a trăit doar 44 de ani, un pic mai mult decât
Eminescu. Ca prozator, Cehov a publicat novele și aici dă o listă întreagă, eu vă citesc doar pe pavilionul numărul 6, cum e trecut aici, Țăranii, Doamna cu cățelul, aici chiar în următorul capitol este chiar și o descriere, o explicație a novelei Doamna cu cățelul și ce vrea să reprezinte. Eu nu am citit-o, caut să o citesc, am impresia că nu am nici volumul de novele, asta Doamna cu cățelul. Sau poate o am, dar n-am știut, nici nu mai știu că am foarte un volum mare de novele de el. Omul din Carapace, iarăși este un volum care se găsește, și alte, o serie de schițe și novele despre Sahalin și apoi nenumărate schițe umoristice. Ca autor dramatic, Ursul, Cererea în căsătorie, Pescărușul, Trei surori și Livada de vișini. Bine, aici sunt scris în traducerile vechi, eu vi le-am spus în traducerile noi. Tot după acest mic reper bibliografic, este un articol care se numește Opera lui Cehov, scris de Valeria Cestăchel. Deci Cestăchel, așa, ca să nu se înțeleagă Cestăchel, mă rog. Așa, și din asta am selectat eu un mic fragment care se regăsește în, de fapt, două mici fragmentele în care se regăsește ceea ce vă veți vedea în aceste schițe umoristice. Toate novelele lui Cehov au ca punct de plecare asemenea subiecte neînsemnate. Căderea la examen, pierderea slujbei, o vizită la femei ușoare, boala, adulterul, obținerea unei decorații, clădirea unei case, etc. Dar, sub aparența simplității întâmplărilor vieții, se desfășoară în fața noastră complexul vieții spirituale. Luptă aprigă contra durerii, suferinței, nedreptății. Luptă pentru apărarea visurilor, credințelor și iluziilor. Apoi de aici. Se pare că opera lui reprezintă o anchetă riguroasă a realității. Viciile, slăbiciunile, lipsurile atrag atenția lui. Autorul, cu o privire din ce în ce mai sfredelitoare, adună, scormonește, analizează. Obiectiv și impersonal, ne introduce în această lume largă, lumea mizeriei fizice și morale. Nu inventează, sub mâna lui de maestru, răsare o lumină întreagă pe care el, într-adevăr, a văzut-o și a cunoscut-o. Deci vedem că el, de fapt, eroii lui Cehov, așa cum se spune și în teatrul lui, nu sunt eroi, sunt antieroi, sunt acei oameni lipsiți de scrupule, de moral, femei ușoare, rangurile, urcarea în rang, ceea ce se întâlnește deseori în comedie, pentru că asta face comedia. Scoate caracterul omului în oglindă, fără să-l jignească. Bun, haideți acum să încep cele două studii de caz micuțe, care sunt, este vorba de primul, și am să vă spun, de fapt, primul va fi al doilea care e notat aici, care se numește Ghinion. Ei bine, aici ne este înfățișată o familie, Ilia Sergeevici Peplov și soția sa Cleopatra Petrovna, care stau și ascultă la ușă atenți conversația dintre fata lor Natașenka, parcă da, Natașenka și maestrul de caligrafie Șciupkin. Ei ascultă acolo cum cei doi se ceartă și ei chiar zic, băi, merge bine, hai că merge bine, da, lasă-o, acuși trebuie să ajungă la cuvântare, la replică. Cei doi se ceartă și am să vă citesc aici un mic fragmentel ca să vedeți cât de amuzant a reușit Cehov să redea această ceartă dintre cei doi, mi se pare absolut delicioasă. Lasă-mă în pace, spuse Șciupkin, aprinzând un chibrit de pantalonii cu carouri pe care îi purta. Nu ți-am trimis nicio scrisoare. Ei, iași, parcă nu-ți cunosc scrisul,
râse cu hohote fata, cochetând și uitându-se mereu în oglindă. Ți l-am recunoscut numai decât. Dar lucru curios, ești maestru de caligrafie și scrii așa de urât. Cum poți să înveți copiii să scrie dacă dumneata însuți scrii urât? Da. Nu face nimic. În caligrafie, principalul lucru nu este scrisul, ci elevii să stea cu minți. Unuia îi dai cu rigla în cap, pe altul îl pui în genunchi, pe când scrisul e un lucru de nimic. Necrasov a fost poet, dar te rușinezi când îi vezi scrisul. În operele lui este arătat scrisul. Unul este Necrasov și altul ești dumneata. M-aș mărita cu plăcere cu un poet. Mi-ar face mereu poezii. Dacă vrei, pot să-ți fac eu o poezie. Despre ce ai putea să scrii? Despre dragoste, despre sentimente, despre ochii dumitale. Dacă le-ai citi, ai încremeni, ai plânge. Dar dacă scriu o poezie, mă lași să-ți sărut mâna. Nevoie mare, sărut-o-mi eu și acum. Și atunci, Șpiuchin, sau numele astea rusești mă încurcă tare de tot. Șciupchin a sărit sus cu ochii cât ceple și a început să-i sărute mâna cu așa o ardoare și așa o patimă, așa. Și în momentul acela, cei doi părinți zic, măi, gata, a făcut gestul celebru, hai, intrăm peste ei, dar vezi să iei și icoana. Și aici o să revin puțin, că asta e o parte foarte importantă. Revin-o cu icoana, cei doi părinți dau o năvală peste cei doi și spun, gata, măi, luați-vă, să vă înmulțiți, să vă dau acceptul, ia-o, te rog, și două de aici pe fata mea, vă dau Natașenko, fiică mea, vino mai încoace. Și, de fapt, este clar faptul că părinții îl obligau pe acest Șciupchin să se însoare cu fata lor doar ca să o ia și să o ducă, să se mute odată la casa ei, să scape de ea. Aici e foarte frumos, nu știm cum arată fata, dar un singur indiciu, spune aici, holbând ochii, se lipi cu buzele de mâna grasă a fetei care mirosea săpun ieftin. Deci când săpun, bine, asta faza cu săpunul ieftin, dar este așa asta, mâna groasă. Adică ne închipuim că nu era chiar un fotomodel această fată și acest domn Șciupchin, după cum i-am văzut caracterul din cum predă el cu elevii, nu prea are chef așa de măritiș. Vrea mai mult o aventură, că încă un nume pe o listă. Și ce se întâmplă atunci când intră în casă acești părinții ai fetei? El spune aici, m-au prins, m-au legat, gândi muindu-se de groază. Acum s-a sfârșit cu mine, nu mai scap. Și plecă supus capul ca și cum ar vrut să spună, luați-mă, sunt învins. Așa aici tatăl îi spune că voi primiți cuvântarea, primiți binecuvântarea mea, Natașenka, fiică mea, vină mai aproape de mine să-ți spun, adu, te rog frumos, icoana. Cleopatra, așa cum e aici, Cleopatra, dă-mi icoana. Dar în acel moment tatăl începe să se mânie. Îi se înroșează chipul, ochii îi devin mari, strânge pumnii, tremură și zice, tâmpito, asta e icoană prosto. Ce se întâmplă? Aici e finalul care mi se pare extraordinar. Cleopatra, soția tatălui, mă rog, soția lui asta lui Ilia, nu a luat icoana, ci o lua din greșeală portretul scriitorului Lagecinicov, care nu știu cine este, dar se știe că în literatura rusă mulți scriitori se parodiau așa unul pe altul și făcea trimiteri la scriitori din viața reală sau nume inventate, dar făcând trimiteri la scriitori din viața reală. Nu am găsit, nu știu cine este acest scriitor, dar probabil ar fi fost o personalitate a vremii care de fapt nu era. Sau probabil era, nu știm cine era. Probabil un scriitor chiar foarte apreciat în acea vreme și atât de apreciat încât se cunoștea, să aveau portrete, oamenii cumpărau portrete de lui. Nu știu cum de acest cuplu avea portretul unui scriitor în casă, dar în loc de icoană i-a luat
portretul scriitorului. Și în acel moment, ăsta este finalul, maestru de caligrafie profită de încurcătura ce se produsese și fugi. Și acesta este finalul. Dar vă invit să o lecturați dumneavoastră, are doar una, două, trei pagini. Dar în aceste trei pagini vă spun eu că vă amuzați de nu mai, de n-o să mai puteți. Bun, revenim și cu al doilea exemplu. Aici trecut primul, na, așa e cronologia, au fost scrise și au fost publicate, nu știu, care se numește Un impresar sub canapea. Asta mi se pare extraordinar. Un impresar sub canapea este și titlul unui alt volum de schițe umoristice care se mai găsește tot de la BPT, parcă colecția e Biblioteca pentru Toți, Cartea Albastră, sigur aveți mulți dintre voi din, din bibliotecă. Bun, ce se întâmplă aici? Asta este mortală. Asta am râs cu lacrimi la asta. Se joacă un vodevil în travesti. Claudia Madevna Dolski Kauciukov, o actriță tânără și simpatică, devotată Sfintei Arte, după actul întâi, se duce în cabină pentru că trebuie să se schimbe. Ce se gândește ea? Hai dacă totuși să nu mai țin corsetul pe mine când mă îngrămădește la costum, pentru că ea din damă trebuie să se schimbe într-un husar. Husarele am impresia că erau acele unități turcești, ceva din cavaleria turcă, nu mai știu exact, dar ceva în zona turcă este husarul de acolo. Este sau poate ucrainiană. Cred că și ucrainienii aveau husar, dar sincer nu mai știu. Poate mă ajutați dumneavoastră scriindu-mi în comentarii. Bun, și ea trebuie să se îmbrace, deci un rol de travesti trebuie să facă. Așa că ea se gândește, doamne, de cât costumul ăsta e greu, mă mișc greu și acolo trebuie să fiu vioaie, să fiu pas, să mă alerg, să fac mișcare. Hai să nu mai păstrez corsetul pe mine și tot ce mai ținea elementele acelea de costum din secolul XIX. Hai să mă dezbrac toată până la piele și să-mi pun costumul de husar și așa voi fi mult mai comodă. Mă voi mișca mult mai bine. Când se dezbracă ea toată până la piele, aude deodată de sub canapeaua ei, of, 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 păcatele mele. Atunci femeia se sperie și pune așa haina peste ea, încă de era dezbrăcată, își spune haina, zic, hai să caut, timidă, așa, sub canapea. Și trage speriată canapeaua. De sub, știți cum se deschide așa canapele, cum și asta se deschide, slavă cerului că eu nu am perimente de sub, am verificat. Da, ei bine, sub această canapea unde se schimba ea, se afla impresarul ei, numit, tot am o problemă cu numele rusești, deci ea spune, nu, se auzi, sunt eu, nu te speria, sunt eu, st. Așa, impresarul Indiukov, care mai târziu se mai spune și Kuzma Alexich Indiukov. Asta speriată îl vede pe acest care era și un bătrân, deci era vreo 40-50 de ani și era tânără, frumoasă. Și îl vede pe tipul ăsta că se ridică de sub canapea, o iei murdar, tot plin de praf. Și zice, domnule, ce cauți tu aici în cabina mea, în canapeaua mea, ce cauți? Și zice, nu te rog, porumbiță, nu te rog frumos, că am un mare necaz, trebuie să mă scap de necaz. Și aici vreau să vă citez replica acestui personaj Indiukov. Mămico, porumbițo, nu te supăra, scumpa mea, omoară-mă, calcă-mă în picioare, ca pe un șarpe, dar nu face gălăgie, n-am văzut, nu văd și nici nu vreau să văd nimic. Degeaba te mai ocoperi, porumbițo, frumoasa mea. Ascultă pe un bătân care e cu un picior în groapă. Mă tăvălesc aici ca să-mi găsesc scăparea, pier. Uite-te, mi s-a zbârlit părul. A venit de la Moscova Prândin, soțul Glașinchi mele. Umblă acum prin teatru și îmi caută pieirea. E îngrozitor. Știi, afară de Glașenca, îi mai datorez ticălosului 5.000 de ruble.
Deci asta era practic acest impresar, era amantul soției lui acest prândin care îl caută să ia zilele. Și în afară de faptul că l-a prins cu soția lui cu această cu Glașenca, îi mai datora și 5.000 de ruble, deci clar, hâști. Și această actiție, tot spune, nu, domnule, te rog frumos, uite-te la mine, sunt dezbrăcată, ieși afară, că ce treabă am eu cu afacerile dumitale? Și a spus, nu, te rog, și asta e de fapt că acest impresar o imploră pe ea să-l țină ascuns sub canapea pe întreaga durata întregului spectacol, pentru că spune aici că l-a văzut în teatru în timpul actului întâi. Și ea, care știa că s-a mai schimbat de un costum și a fost din nou dezbrăcată, spune, stai puțin, tu ai fost în timpul actului întâi aici, adică ai văzut totul? Și vai, nu, du-te, te rog frumos, nu-i vorba despre asta, te rog frumos, salvează-mă, ține-mă aici ascuns. Și păi, stai seama că ăsta poate să intre oriunde, dacă el spune că nu. Vezi tu că ăsta caută în tot teatru, dar aici la dumneata nu îndrăznește să intre. Aici sunt salvat. Și tot așa, el se roagă, ea zice nu, se roagă, până când îi spune că, uite, îți măresc leafa, îți dau încă 50 de ruble la salariul tău. Nu, doamne, eu sunt femeie cu obraz, nu îmi fac eu așa de treabă, frumos ești. Nu, cu 75, cu 75 de ruble îți măresc salariul. Nu, nu, nu se poate. Nu, te rog frumos din nou, chiar trebuie să mă îmbrac, sunt dezbrăcată, chiar mi-e rușine, te rog frumos ieși. Până când spune că să mă bată Dumnezeu, jur să mor dacă te miști. Jumătate din beneficiul unui spectacol și un spor de 75 de ruble la leafă. E, aici, madama asta se înduioșează și spune, bine, dar să nu uiți. Și zice, să mă înghită pământul, să intru în împărăția cerului, dar nu sunt un nemernic oarecare. Asta se ascunde din nou acolo, vai de capul lui, ajunge să-l doară tot, că stă acolo săracul ghemuit, asta se termină spectacolul, asta vine cu un buchet de flori, aplauze de 11 ori chemată la scenă, până când, în sfârșit, iar vine și ar trebui să dezbrace și ăsta, indiuciov, ăsta intră, nu, iesă din canapea, vesel, tot așa prăfuit, murdar, așa, la la la, și zice, e, dar ce prost am fost. Păi ăsta nu era prândin. Era, l-am confundat pe prândin cu oarecare dobitor de pe aici, unul de serviciu, un portar, dar cine știe, dar important e că nu era prândin, m-am înșelat. Și a spus, bine, bine, dar să nu uiți de ce am vorbit. A, nu, dar vezi tu, nu era prândin. Adică, da, eu sunt un om de onoare, dar nu era prândin. Adică să știi că eu mă țin de cuvântul meu, că doar sunt un om cinstit, dar nu era prândin. De ce să o plătesc eu pentru cineva care nu era cine credeam eu? Și zice, băi, dar asta e o joșnicie, cum spune aici, asta e o josnicie, se revolta Atrița, o ticăloșie. Dacă era prândin, firește că aveai tot dreptul să ceri să-mi țin promisiunea, dar nu era prândin. Și așa, ea rămâne cu gura căscată în timp ce el pleacă și zice, da nu, dar nu se pare, nu era, dacă nu era prândin, nu era prândin. Eu sunt un om de onoare. Și tot așa pleacă, bolborosind aceste cuvinte. Acestea au fost cele studii de caz. Coperta, după cum v-am spus, pe prima copertă, ghinion, schițe umoristice. Pe spatele copertei se mai văd diverse alte titluri de romane și de publicații, probabil de toate felurile, și din literatura română și din universală. Pe ultima copertă nimic. Sunt foarte. Are 146 de pagini și sunt vreo 15. N-am stat să le număr, dar uite, puteți face o pauză ca să vedeți cuprinsul acestui volum. Dar să știți că se mai găsesc aceste schițe umoristice și în alte volume apărute mai recent. Eu pe acesta îl am și, de fapt, nu volumul, de fapt, schițele lui umoristice sunt recomandarea mea de astăzi. Ne revedem în episodul viitor, unde
Cine știe cu ce idee am să mai vin, cu ce carte am să mai vin ca și propunere de texte. Vă urez o seară, zi, dimineață, vară, toamnă, orice ar fi bună. Pa, pa!